Salut, camarazi! Vă salut cu mare drag, azi e luni, 27 februarie, anul Domini 2023. Sper că sunteți bine, sunteți sănătoși. Eu am dormit bine, mă simt destul de bine, am mâncat un covric ca să nu îngheț de frig. Acum trebuie să mărșăluiesc. Am perspective frumoase astăzi. Trebuie să vorbesc cu cineva de la țară, poate mă duc miercuri la țară. Să aduc doi cocoșei să fac o ciorbică de cocoș, că mai sunt încărăcit. La prânz, probabil, am o perspectivă pariziană. Negresa se întoarce de la Brașov, știi, poate facem o Dolce Vita, o prietenie română-franțuzească, așa. Un camarad care a fost cu mine la suferință a zis că vrea să mergem miercuri la țară cu mașina lui, că vrea să-și cumpere o casă de acolo, deci ar fi o posibilitate să-mi iau și eu un comision, să-mi cumpăr terenul mai repede. În rest, ce să vă zic, sunt bine, sunt sănătos, sunt optimist, chiar dacă plouă afară, nu contează, mergem înainte, precum soldatul sovietic. Sper că și voi sunteți bine, sunteți sănătoși și familiile voastre, cei dragi. O să vă fac niște clipuri, o să vi le urc mai târziu. O să bag și pe canalul ăla mai mic, a scăzut audiența acolo. N-am reușit să-l vând, dar nu contează, mergem înainte, știi? Așa, deci vă urez o zi frumoasă, să fiți optimiști, să fiți încrezători, să fiți miloși, să fiți români, să fiți pioși, să fiți smeriți, să aveți grijă de voi și vedeți, trăim în vremuri grele, unde o mână de nebun vor să ne pună în genunchi. Deci, stați cu urechile cilite și nu credeți nimic ce vine de sus. Știți că ce vine de sus e mortal, înțelegeți? E pericol mortal. Așa. Deci aveți grijă de voi și de cei dragi, de copiii voștri. Ne auzim puțin mai târziu, o să vă urc 2-3 clipuri astăzi, că sunt pus pe muncă și mor pe somn, știi? Așa cum se zicea. Ce să vă zic, aseară am mâncat bine, am mâncat un fel de ciorbică de văcuță la meserie, făcut așa în stil haiducesc și obănesc, așa. Deci sper că și voi sunteți bine, ne auzim cu drag, vă pup, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!